De aceea, în anumite pasaje biblice, cuvântul este tradus prin preștiință, adică precunoștința lui Dumnezeu. Și vreau să supliniez acest lucru în șase din șapte. De ce? Fiindcă există și al șaptelea sens. Și Bagdul, lexiconul grec și nu numai acesta, îl descrie a fi un eufemism. Ce este un eufemism? Și aici e un termen la care apelăm în dicționarul nostru, în Dex, care ne explică că este o expresie, un cuvânt, în vorbire sau în scris, care înlocuiește un alt cuvânt sau o expresie neplăcută, jignitoare, necuvincioasă sau obscenă. Și în acest caz, un eufemism care descrie, fiți atenți, relațiile intime cu cineva. Adam a cunoscut-o pe Eva, adică a avut relații intime cu Eva. Deci, avem o excepție de la sensul literal. Acum, de ce v-am explicat și acest sens ciudat? Fiindcă teologii de nuanță calvină, în dorința lor de a susține uh, uh, convingerile, perspectiva lor teologică, Ignoră cele șase sensuri literale ale acestui cuvânt, adică sensul lui natural, și pun accentul pe acest eufemism. Adică susțin că Dumnezeu, când a ales înainte de întemerea lumii, nu a ales în baza precunoașterii sale, ci în baza unor relații, și mi-e chiar greu să pronunț cuvântul ăsta, dar sensul e unor relații de intimitate prestabilite, de dragoste cu cei pe care Dumnezeu i-a ales. Implicația e și mai mare, adică Dumnezeu n-a iubit pe toți oamenii de la început ce a ales să iubească pe unii, să nu iubească pe alții, înainte ca ei să se fi născut, adică înainte de întemeierea lumii. Dezbaterea din Romanul cu 29 nu e în ce sens e folosit cuvântul de cele mai multe ori în Scriptură. Toți calviniștii, în ghilimele, reformații, cred în preștiința lui Dumnezeu. Dumnezeu e omniscient, știe toate lucrurile. Nu la asta se rezumă totul. Totul se rezumă la cine e factorul decisiv în mântuirea noastră. În pasajul ăsta din Romanul 8, de la 28 la 30, Pavel vorbește din perspectiva lui Dumnezeu. Pune accentul numai pe Dumnezeu. Ce a făcut Dumnezeu? Iar el și cei care cred ca el vor să sucească totul și acum să privim dintr-o perspectivă umană. Adică Dumnezeu i-a cunoscut mai dinainte pe cei care vor crede în Isus. Nu asta spune textul. De asta trebuie să insistă atât pe preștiință. Ca și cum calviniștii nu cred în preștiință. Ba da, normal că cred în preștiință. Dumnezeu e omniscient. Dar problema e de ce i-a hotărât Dumnezeu pe oamenii ăștia să fie asemenea cu Hristos? Pentru că a știut că ei vor alege pe Hristos sau pentru că Dumnezeu i-a rânduit să-L aleagă pe Hristos? Aici e problema. Aici e esența problemei. Cine e factorul decisiv în mântuirea noastră? Și Apostolul Pavel ne spune și aici, și în Roman 9, că e vorba despre Dumnezeu. În Romanul cu 28 spune așa. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Atenție mare! Domnul Cristian spune că Dumnezeu a predestinat un plan. Nu asta spune Apostolul Pavel aici. Pavel spune că anumiți oameni, nu toți oamenii de pe pământ, anumiți oameni sunt chemați după planul său. Adică, Dumnezeu a alcătuit din veșniciu un plan și nu e inclus pe toți oamenii care vor trăi vreodată pe pământ. Asta e ideea lui. Altfel, nu ar mai avea sens să spună cei ce sunt chemați după planul său, dacă toți oamenii ar fi chemați după planul său. Sau dacă oamenii ar fi chemați ei să se includă în planul său. Nu despre asta vorbește Pavel aici. Pavel vorbește despre ceva ce a făcut Dumnezeu. Nu ce face omul, ce a făcut Dumnezeu. Deci toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce sunt chemați după planul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a predestinat un plan, Dumnezeu a alcătuit un plan în sine însuși, pe care și îl duce la îndeplinire pe parcursul istoriei. El îi aduce pe toți aleșii lui la slavă, la mântuire, pe parcursul istoriei. Și versetul 29, ca o continuare la ce a zis în 28, Apostolul Pavel zice căci, Căci. Și ăștia sunt chemați după planul său. Căci. Pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său. Pentru că el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Deci, toți oamenii ăștia pe care i-a chemat după planul său și pe care Dumnezeu i-a cunoscut mai dinainte, se vor asemăna cu Hristos. Toți, absolut toți. Pentru că toți sunt chemați după planul său. E relevant ce crezi tu despre cunoscut mai dinainte. Dacă înseamnă preștiință sau înseamnă acea relație intimă pe care Dumnezeu o are cu aleșii lui. Și eu cred că despre asta e vorba. Pentru că Domnul Isus când vorbește de oile lui, spune că el își cunoaște oile lui așa cum el îl cunoaște pe tatăl și tatăl îl cunoaște pe el. Să fim serioși. Dumnezeu nu îl preștie pe Isus. Dumnezeu îl cunoaște într-un mod intim. La asta se referă. Și asta i-a zis lui Moise în Exod, capitolul 33. Eu te cunosc pe nume, Moise, și ai căpătat trecere înaintea mea. Înseamnă că Dumnezeu nu știa cum îl cheamă mai înainte pe Moise? Nu. Înseamnă că Dumnezeu a intrat într-o relație intimă cu Moise și a căpătat trecere înaintea lui. Adică a căpătat har. Și asta e valabil pentru toți lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a cunoscut pe toți pe nume, într-un mod intim. Într-adevăr, Dumnezeu îi cunoaște pe toți oamenii și știe cum îi cheamă pe toți oamenii, dar nu are o relație intimă cu ei. În scriptură, când se vorbește de cei mântuiți, ni se spune despre ei că au fost cunoscuți mai dinainte. Nu în sensul că știu Dumnezeu cum îi cheamă. Roman 11 cu 2. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Matei 7. Cei care făceau minuni în numele lui Isus. Care pretindeau că el cunosc pe Isus. Ce le spune Isus? Matei 7 cu 23. Niciodată nu v-am cunoscut. La fel le zice și celor cinci fecioare neînțelepte. Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Nu că nu știu cum vă cheamă. Nu vă cunosc. Nu am avut niciodată o relație intimă cu voi. Nu v-am cunoscut niciodată. Într-un mod intim. Mereu când e vorba de mântuire, această cunoaștere se referă la o relație intimă. Și chiar dacă ar fi vorba de precunoaștere, cum spune el, aici e vorba de niște oameni special chemați după planul Său. Adică Dumnezeu din veșnicie a hotărât pe cine să cheme după planul Său. Pe cine să includă în planul Său. Asta spune Pavel aici. Pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea lui Isus. Și versetul 30. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, atenție, i și chemat. Deci cei care sunt hotărâți mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, sunt chemați. Restul? Ce se întâmplă cu ei? Nu sunt chemați. Nu au parte de această chemare eficientă, mântuitoare. Aud chemarea Evangheliei, dar nu aud glasul Domnului Isus. Și nu sunt aduși la viață. Cum spune Domnul Isus în Evanghelie. Și nu toți oamenii aud Evanghelia. Miliarde de oameni mor fără să audă Evanghelia. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu nu a dat tuturor oamenilor șansa să fie mântuiți. Asta înseamnă. Dacă suntem cinstiți. Dacă suntem necinstiți, înseamnă ce vrem noi. Deci nu toți oamenii sunt chemați după planul său. Sau nu toți oamenii sunt chemați să se includă în planul său. Nu asta spune textul. Dacă toți oamenii ar fi chemați înseamnă că toți ar trebui să ajungă la proslăvire. și pe ceea pe care i-a chemat, i-a și socotine pricăniți, iar pe ceea pe care i-a socotine pricăniți, i și proslăvit. Deci chiar dacă crezi că aici e vorba de preștiință, chiar dacă crezi asta, tot nu-ți dau calculele. Tot nu-ți dau calculele, cum vrei tu. Pentru că Dumnezeu nu i-a chemat pe toți oamenii după planul său. Iar păștea pe, pe care i-a hotărât mai dinainte să fie asemenea lui Hristos, i și chemat. Doar ăștia vor fi mântuiți. Doar ăștia sunt cei chemați după planul său, care sunt hotărâți să fie asemenea lui Isus. Doar pe aceștia Dumnezeu i-a cunoscut mai dinainte. Și aici e vorba de aceeași chemare din Roman 9 cu 24. Astfel, dar, El ne-a chemat și dintre iudei și dintre neamuri. E vorba de o chemare mântuitoare. Deci doar unii oameni, nu toți oamenii de pe pământ, au parte de această chemare mântuitoare. Și normal că Dumnezeu îi știe pe toți, pentru că El i-a chemat. Da? Normal că Dumnezeu în preștiința Lui știe, pentru că El i-a chemat. Sunt chemați după planul Său. El i-a hotărât să fie asemenea lui Isus. Și pe toți aceștia pe care i-a hotărât să fie asemenea lui Isus, ia și chemat. Romanul 1 cu 30. I-a chemat la ce? La mântuire. Și pe cei pe care i-a chemat, i-a și socotit nepricăniți. Pe toți iar pe cel pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și prozlăvit. Toți ajung la glorificare. Toți cei chemați după planul său. Asta spune Apostolul Pavel aici. Apostolul Pavel destul de clar. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și ni descrie care sunt aceștia, și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Dumnezeu a făcut un plan în care nu i-a chemat pe toți oamenii. Doar pe unii i-a chemat după planul său. Asta spune Pavel aici. Și aceștia vor ajunge cu toții la glorificare. Indiferent cum interpretezi pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte. Indiferent cum interpretezi asta. Că e preștiință sau e vorba de o relație intimă. Indiferent. Toți oamenii ăștia chemați după planul său vor ajunge la glorificare. Restul nu vor ajunge. De ce? Pentru că nu sunt chemați după planul său. Asta spune Pavel aici. Și ceva similar spune și Domnul Isus în Evanghelie. Voi nu credeți pentru că nu sunteți din Oile Mele. Nu le spune, voi nu sunteți Oile Mele pentru că nu vreți să credeți în mine. Nu. Motivul pentru care nu credeți e pentru că nu sunteți Oile Mele. Pe care le-a dat Tatăl înainte de întemeierea lumii. Toți cei chemați după planul său, toate Oile Domnului Isus vor crede. Vor auzi acea chemare a Domnului Isus și vor fi aduși la viață. Vor fi socotiți neprihăniți și vor fi glorificați.